Am revenit în direct, discutăm împreună cu invitatele mele din această seară despre adopții și despre legea adopției, despre lucrurile pe care trebuie să le îndeplinească părinții ca să poată deveni părinți adoptatori. Care este parcursul unui copil de la naștere, să presupunem că este un copil abandonat de părinți, până când poate deveni copil adoptabil? Vorbim de copil adoptabil în înțelesul legii 273/2004, încă o dată așa cum a fost modificată pe 7 aprilie 2012, și în acest sens legea limitează perioada de ședere a unui copil în sistem până în momentul în care devine adoptabil la un an de zile. Ceea ce înseamnă că în momentul în care copilul a intrat în sistemul de protecție, fie fiind abandonat de părinții biologici, îi se desemnează un manager de caz care, în primul rând, trebuie să facă eforturi pentru reintegrarea sau demersuri pentru reintegrarea copilului în familia biologică. Familia biologică însemnând rudele până la gradul al patrulea inclusiv. În momentul în care identifică aceste rude, le contactează familiile, rudele respective dau declarație că doresc sau nu să se ocupe de creșterea și îngrijirea copilului. În cazul în care doresc, se vor face demersurile efectiv pentru reintegrare. În momentul în care dau acea declarație că nu doresc să se ocupe de creșterea și îngrijirea copilului, au un termen de 60 de zile, timp în care se pot răzgândi. De la ultima declarație înregistrată, după ce au trecut cele 60 de zile, managerul de caz își poate propune ca obiectiv pentru acel copil adopția internă. Și lucrul acesta se întâmplă în termen de maxim un an de la intrarea copilului în sistemul de protecție. În acel moment înaintează dosarul în evidența compartimentului adopții și post-adopții. Iar noi, într-un termen de 30 de zile, trebuie să depunem dosarul acelui copil în instanță, solicitând deschiderea procedurii adopției interne. În cele 30 de zile, de asemenea, avem obligația să contactăm părinții biologici ai copilului, în situația în care pot fi găsiți, și li se explică care sunt consecințele exprimării consimțământului la adopție, pentru ca ei să fie în cunoștință de cauză în momentul în care se vor prezenta în fața instanței pentru a-și da acordul. În momentul în care avem un termen stabilit de instanță, părinții sunt legal citați la primul termen. Dacă nu se prezintă, legea iar stabilește că trebuie citați la două termene consecutiv. Distanța între termene este de 2 săptămâni, deci nu este foarte mare. Dacă la două termene consecutive părinții nu se prezintă să-și exprime consimțământul, instanța poate considera drept refuz abuziv de a consimți la adopția copilului și declară copilul adoptabil chiar dacă părintele nu s-a prezentat în fața instanței. Și practic, părinții naturali în felul acesta au suficient timp cât să se gândească și să decidă ce ar vrea să facă ei în privința copilului lor. Un telespectator, bună seara, în cazul în care un copil este adoptat, iar acesta, cu trecerea timpului, refuză familia adoptată, ce poate face acesta, copilul care este adoptat? Află că este adoptat, o să vorbim și despre acest lucru, și din diferite motive refuză să mai facă parte din familia respectivă. Poate face ceva în sensul ăsta? Poate solicita desfacerea adopției, dar aici intervine și rolul nostru în a pregăti familiile să spună copilului că este adoptat pe măsură ce vârsta și capacitatea lui de înțelegere o permit. Este un subiect pe care vreau să-l abordăm imediat. Legislația, noua legislație, prevede faptul că părinții adoptatori sunt obligați oarecum să spună, să-i spună, să-i mărturisească copilului la o vârstă foarte fragedă faptul că este înfiat, că este adoptat. Nu precizează vârsta la care să-i să spună copilul că este adoptat, lasă la aprecierea părinților lucrul acesta. Din experiența noastră, cu cât copilul este obișnuit mai din timp cu noțiunea de adopție,
cu atât lucrurile evoluează mai bine în viitor. Copilul este învățat de mic, ceea ce învățăm cu toții și proprii copii, să nu mintă, să spună adevărul. În momentul în care ajunge la o vârstă de 8, 9, 10 ani și află că a fost adoptat, de fapt, întregului univers se năruie, pentru că în acel moment realizează că el, de fapt, pe tot parcursul vieții până în acel moment a fost de fapt mințit, când a pus diferite întrebări legat de nașterea lui, legat de modul în care a fost purtat în burtică, legat de anumite evenimente petrecute înainte de a fi adoptat. Practic, spuneți noastră că au ajuns specialiștii la această concluzie că ar fi mai ușor pentru copii să fie familiarizați cu noțiunea de adopție, că noi vom spune unui copil de 3 ani tu ești adoptat, dar prin diferite povești și aici, în momentul în care familia ne solicită sprijinul, noi îl acordăm, sunt învățați cum să abordeze, cum ar trebui să răspundă unui copil în momentul în care apar întrebări. Dar sunt și familii care intră în panică în momentul în care un copil vine și întreabă la 3 ani și jumătate am crescut în burtica ta, și atunci familiile, intrând în panică, dau răspunsul care le vine pe buze și spun da, ai fost în burtica mea, și de aici înainte se naște un șir întreg de minciunele, poate nevinovate la un anumit moment, dar noi învățăm familiile inclusiv să spună nu, tu nu ai crescut în burtica mea, tu ai crescut în inima mea. Și atunci un mod, copilul nu insistă la vârsta de 3 ani asupra acestei întrebări, ea va reveni cu siguranță și pe măsură ce vârsta și capacitatea lui o permit, îi se pot explica și multe alte lucruri. Cel puțin în trecut știu că și marea temere a părinților care au adoptat un copil este ca al lor micuț să nu afle că este înfiat în primă fază, după care se tem de reacția lui, dar acest lucru este prevenit deja prin acest lucru. Ulterior, probabil că ține de educație, în momentul în care te gândești și totuși dacă mă refuză, dacă intervine o distanță între noi. Cred că deja discutăm despre relația care este între mamă, tată și copilul respectiv. Exact, și sunt lucruri firești care se pot întâmpla, pentru că poate interveni un moment de răceală între părinți și copil, dar cu răbdare, cu tact, cu diplomație, se poate trece și peste aceste aspecte. Ca noi avem inclusiv familie, aceste momente sunt întâlnite, chiar dacă este vorba despre un copil natural, nu despre unul adoptat. Iar noi asigurăm inclusiv servicii post-adopție, care chiar dacă trece perioada obligatorie prevăzută de lege de 2 ani de zile după finalizarea adopției, noi avem întotdeauna ușa larg deschisă și invităm familiile care sunt în această situație să vină să solicite sprijinul și încercăm să-i ajutăm cum putem, cu sfaturi. Da, pentru că eu observ, chiar dacă în general telespectatorii când trimit un SMS spun punctual problema. Aici deja întrebările curg, dar ce se întâmplă când? Sau, pentru că, într-adevăr, suntem tentați să ne ascundem în spatele unei întrebări de genul acesta în momentul în care discutăm despre un subiect atât de delicat. În continuare, adopția este un subiect extrem de delicat în România. Bună seara, interesantă emisiune, felicitări. Până la ce vârstă poți adopta un copil? Legea nu stabilește o vârstă maximă a adoptatorilor, doar o diferență de minim 18 ani între adoptat și adoptatori. Vârstă maximă nu este prevăzută de lege. Nici a familiei și mai cu seamă nici a copilului, ca să încurajăm un pic adopția copiilor de vârstă mai mare. Pentru că tocmai asta spuneam când vorbeam înainte de debutul emisiunii, e o mentalitate sau, bine, e o normalitate de fapt până la urmă ca fiecare familie să caute un bebeluș pe care să-l crească, să-l învețe primele cuvinte, să-și deschidă acel copil ochii pe ei. Însă ar trebui să ne gândim un pic și la ceilalți copii care, chiar dacă au 5, 6, 7 ani, nu înseamnă că nu au șansa unei familii, nu înseamnă că nu sunt copii deosebiți și poate că e, eu știu, înseamnă mult mai mult
exact cum spunea colega mea, un copil mare de vârstă nu are aceeași șansă ca un copil mic, un bebeluș, și atunci faci un lucru mult mai important, să adopți un copil pe care poate nu l-ar adopta nimeni. Da. Decât unul pe care și l-ar dori toată lumea. Sunt perfect de acord cu acest lucru și dacă nouă părinților ni se dă posibilitatea să alegem copiii pe care să-i adoptăm, da, ce-ar fi, și cred că fiecare dintre noi ar trebui să facem exercițiul acesta, să ne gândim ce-ar fi dacă micuții noștri pe care noi îi aducem pe lume ar avea posibilitatea să aleagă și să ne refuze ca părinți. Sau acești, exact cum spune și colega mea, pentru că tare mult mi-a intrat la suflet această vorba ei, ce-ar fi dacă acești copii adoptabili ar avea ei posibilitatea să treacă acele criterii pe care familiile le trec. Și ar spune, așa cum familia vrea un copil blond cu ochi albaștri și de o anumită etnie, să spună și copilul că vrea niște părinți, o mamă înaltă, blondă, și un tată aviator, un fotomodel. Adică să fim un pic corect, zic. Subiectul este extrem de delicat și am încercat să-l abordez astăzi tocmai pentru a răspunde întrebărilor pe care și le pun părinții, viitorii părinți. În schimb, mai este o altă problemă. Sunt convinsă că sunt și cazuri în care părinții care au adoptat un copil s-au confruntat cu o situație deosebită. Eu știu, copii și-au dat seama că e bolnav sau și-au dat seama că nu mai pot face față. Au existat de-a lungul timpului familii care să spună nu mai pot ține acest copil? Nu. Familiile au, în schimb, posibilitatea în cele 90 de zile de încredințare în vederea adopției. Pe parcursul acestei perioade sunt posibile 3 situații. Din diferite motive, copilul nu se poate adapta nevoilor familiei sau familia nu se poate adapta nevoilor copilului și atunci este posibilă revocarea încredințării în vederea adopției și atunci copilul revine în sistemul de protecție, iar familia va intra în potrivire cu un copil în funcție de criteriile pe care le-a stabilit. Se poate prelungi această perioadă de încredințare în vederea adopției cu încă 90 de zile dacă familia nu este sigură, și cea de-a treia posibilitate, cea mai frecvent întâlnită, este de când familia solicită încuviințarea adopției. În acest interval de 90 de zile, noi încurajăm familia să facă absolut toate investigațiile medicale pe care le consideră necesare pentru a fi siguri că iau un copil sănătos. De asemenea, legat de vârsta copilului pe care doresc să-l adopte, noi facem precizarea că un medic neuropsihiatru, de exemplu, își poate da seama de o dezvoltare a copilului abia după vârsta de 3 ani. Toate lucrurile acestea le spunem, le repetăm la acele întâlniri pentru asumarea în cunoștință de cauza rolului de părinte și la finalul evaluării au posibilitatea să opteze și pentru o vârstă mai mare a copilului, dacă doresc. Dar, iarăși din experiență, marea majoritate a familiilor rămân la ideea că vor un copil cât mai mic, până în 2 ani și jumătate, 3 ani. Să sperăm că ușor, ușor vor începe să și schimbe un pic aceste idei, pentru că un telespectator mă întreba mai devreme printr-un mesaj ce poate face să devină asistent maternal, pentru că, din câte a înțeles dumneaei, ar avea prioritate la adopție. Este o cale mai scurtă aceasta de a adopta un copil? Asistenții maternali au într-adevăr o prioritate dată de faptul că au copilul în familie și că au o viață de familie alături de acel copil, dar doamna ar trebui să știe că în momentul în care alege să devină asistent maternal va lua practic copilul care are nevoie de un asistent maternal și unde nu poate impune nicio condiție. Dacă se atașează de acel copil, avem suficiente cazuri în care asistenții maternali au dorit să adopte, dar nu este cea mai bună variantă.
Eu cunosc foarte clar un caz din Buzău, chiar am făcut un reportaj la momentul respectiv cu o doamnă care ulterior mi-a devenit foarte dragă, tocmai datorită faptului că este un exemplu pentru noi toți. Avea o fată majoră și pentru că se simțeau singuri în casă, în curte, locuiesc la curte, au depus actele pentru a deveni asistent maternal. Primul copil pe care l-au primit, l-au adoptat, după ceva vreme, e adevărat, acum mai aveau doi copii în plasament, mă exprim corect? Da. Așa, și urma să demareze procedura pentru a înfia și cel de-al doilea copil, nu știu, pentru cel de-al treilea, tot respectul am pentru această familie și pentru mine au fost un exemplu. Sunt foarte mulți asistenți maternali, într-adevăr, care vin și își depun dosarul, pentru că în momentul în care copilul devine adoptabil își manifestă această opțiune, dar nu este neapărat o cale de a deveni părinte. Și nu e una mai scurtă, adoptator, cu certitudine. Și nu este una mai scurtă. O telespectatoare spune: sunt posesoarea unui certificat de familie adoptatoare, acum sunt în curs de a-l reînnoi. Tot respectul pentru doamna Tudorache, e o adevărată profesionistă și o femeie deosebită, însă legea este mult prea îngrăditoare, procesul greoi, ar trebui o modificare drastică a legii dacă într-adevăr se dorește binele acestor copii. Vă mai loviți așa de astfel de sesizări din partea oamenilor că e legea prea stufoasă, că e greoaie, că impune... De fapt, limitele nu sunt impuse de lege din punctul meu de vedere, ci sunt impuse chiar de familii. Atestatul de familie adoptatoare are valabilitate un an de zile din momentul în care, de la data eliberării lui, când se apropie perioada de expirare, noi anunțăm familiile, reînnoiesc doar documentele care expiră și intră din nou în procedura de evaluare. Obținerea noului atestat le dă însă dreptul să-și păstreze vechimea, având în baza națională de date ca și vechime data primului atestat obținut. Încă o dată, cu cât vârsta copilului este mai mică, deci toate demersurile pe care le-am explicat un picuț mai devreme legat de identificarea rudelor până la gradul 4 și copilul e posibil să aibă un an și jumătate până în momentul în care devine adoptabil. Sunt foarte rare cazurile în care se soluționează situația unui copil înainte de împlinirea vârstei de un an. Acum, având în vedere și numărul foarte mare de familii adoptatoare, este firesc că lista de așteptare este destul de lungă. Cert este că pentru noi este un pas înainte. Dacă anii trecuți aveam 3-4 copii adoptabili, acum deja aproape 50 de copii înseamnă extrem de mult și suntem încrezători că șansele acestor copii cresc pe zi ce trece, fiind vorba de altfel și de aproape 60 de familii adoptatoare. Până la urmă este vorba despre o șansă dată pe de o parte atât familiilor care își doresc să aibă un copil pentru a se simți îndepliniți, ca să spunem așa, pentru că asta este exprimarea celor mai mulți cu care am stat eu de vorbă. Pe de altă parte este șansa copilului de a crește într-o familie și de a se bucura de dragostea părinților. Sperăm că astăzi, în această seară, am reușit să răspundem cel puțin în parte întrebărilor telespectatorilor. Vă mulțumesc tare mult pentru faptul că ați acceptat invitația mea astăzi. Mulțumim și noi. Mulțumim. Punem punct aici emisiunii din această seară. Noi ne revedem în doar câteva minute la jurnal. La revedere deocamdată!